Investitorii germani se laudă că își cresc afacerile în România, iar Transilvania este o zonă bună pentru interesele lor. Clujul, de pildă, este o adevărată pepinieră pentru angajatorii germani. Aici găsesc oameni bine pregătiți, vorbitori de limba germană și dispuși să accepte condițiile de muncă. Iar de astăzi, în Cluj-Napoca, oamenii de afaceri nemți au la dispoziție un for instituțional unde pot să își consolideze relațiile cu partenerii români sau să își rezolve diferite probleme. Un birou oficial al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană. Filiala din Cluj a Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană a fost inaugurată în prezența mai multor diplomați români și germani, dar și în prezența numeroși investitori nemți. Cu toții au vorbit despre cât de profitabilă este relația economică germano-română. Nu e un secret că economia este pilonul principal al relațiile noastre bilaterale. În acest an vom depăși nivelul de 30 de miliarde de euro în comerțul bilateral. Mai mult de 20% din comerțul exterior al României are ca partener Germania. Și avem o balanță comercială echilibrată. Aceste lucruri se datorează și prezențe puternice a companiilor germane în România, care au investit aici în continuu în ultimii 25 de ani. Cei mai mulți investitori străini din România provin din Germania, iar numărul acestora ar putea crește în anii următori. Avem atâta potențial în această țară de nici nu ne imaginăm. Venim la Cluj cu inima deschisă pentru întreaga Transilvania. Și ce dorim să facem ca și Cameră de Comerț Româno-Germană este să setăm un semnal către întreaga industrie germană că Transilvania merită să fie luată în seamă, pentru că aici se întâmplă lucruri în România la modul inovator. Sperăm că prezența, simpla noastră prezență aici, simplu semnal că această Cameră de Comerț Româno-Germană, care este cea mai importantă a cameră bilaterală a României, pentru că relațiile comerciale cu Germania sunt pe locul întâi în România, simplu semnal va trezi interesul investitorilor germani chiar și mai mult decât o au deja. Investitorii germani au creat în România peste 300.000 de locuri de muncă, arată datele Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană.